Dragii mei frați, vă salut cu pacea Domnului Iisus Hristos și în această seară și vă spun un bun venit la Iacov Israel, de aici de unde cuvântul lui Dumnezeu pornește către casele dumneavoastră. Lăudați să fie Domnul, că și în această seară putem să vorbim, să transmitem mesajul din partea cerului. Mă bucur că brutăria cerului continuă să trimită pâine pentru fiecare dintre noi. Rog pe Domnul ca în această seară să răspundă inimilor însetate după adevăr și împreună toți să ne pregătim pentru cer, pentru că revenirea Domnului Iisus Hristos este așa de aproape. Dragii mei frați, vă invit la început să ne plecăm genunchii înaintea Tatălui nostru ceresc și să cerem ca prezența Lui să fie în viețile noastre. Iar mesajul din seara aceasta să aibă un impact puternic condus de Duhul Său cel Sfânt. Vă invit să ne plecăm pe genunchi. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumesc din toată inima mea pentru că și în această seară Tu ai venit în ajutorul nostru să transmiți mesajul de care avem nevoie fiecare dintre noi. Te rog în momentele acestea ca Duhul Tău cel Bun și Sfânt să fie prezent aici, iar cuvântul care va fi rostit să fie un cuvânt curat, sfânt, care să se găsească în Scriptură și să fie din partea Ta. Te rugăm să ne vorbești în seara aceasta, iar noi să acceptăm mesajul că a venit de la Tine. Te rugăm din toată inima ca chemarea mântuirii să se audă până la marginile pământului, iar cu toții să o acceptăm și să ne pregătim pentru cer. În momentele acestea, te rog din toată inima mea, acolo unde vei intra în casele fraților mei, te rog să lași binecuvântările Tale și să faci, Doamne, ca acest mesaj transmis din partea Ta să fie înțeles și să răspundă frământărilor inimilor noastre. Îți mulțumesc din toată inima că ești prezent aici, pentru că Te-am rugat în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Iubiții mei frați, înainte să intrăm în mesajul din seara aceasta, am o rugăminte și dumneavoastră știți care este rugămintea. Vă rog din tot sufletul, dați distribuire. Dublați, triplați. Faceți în seara aceasta ca mesajul acesta să intre în multe case. Iar la finalul prezentării deja câteva mii de persoane să intre în posesia acestui mesaj. Este un mesaj de trezire, un mesaj de avertizare din partea lui Dumnezeu. Cred din toată inima că faceți lucrarea aceasta, pentru că nu este lucrarea mea, ci este lucrarea Lui. Și împreună câștigăm suflete pentru cer. Dumnezeu să vă binecuvânte pentru implicarea aceasta pe care o faceți în lucrarea Lui. Dragii mei frați, aș vrea să vă aduc câteva vești frumoase. Grupul nostru de la Iacov Israel lucrează, da? Este pe teren, m-au sunat frații, au fost și duminică, au plecat, m-au sunat de acolo, suntem pe teren, frate Marius, Domnul să vă binecuvânte. Este foamete și sete după cuvântul lui Dumnezeu. Sunt multe grupuri acum care au înțeles chemarea lui Dumnezeu și se implică constant în lucrarea aceasta pentru a câștiga suflete pentru Domnul. Deja avem frați acum de dincolo de Prut care își doresc din toată inima, au format și dânsi acolo un grup și își doresc din toată inima să trimitem cărțile dincolo. Da. Săptămâna care vine vor pleca în partea aceea 4.000 de cărți. Am mai trimis acolo și Dumnezeu a lucrat cu mână puternică, cu braț puternic și cărțile au ajuns. Și oamenii s-au mobilizat și împart aceste cărți ca să ajungă la cei flămânzi după adevăr. Dragii mei, acum când au luat
frații noștri cu asalt și își doresc din toată inima să se implice în lucrarea lui Dumnezeu, să știți că aceste cărți pe care le avem la 0,54 de bani se distribuie foarte repede, foarte repede. De aceea vă rog din toată inima, nu știu cât va mai ține Domnul vânturile ca aceste cărți să se mai tipărească, nu știu. Dar observ că este o foamete și o sete după cuvântul lui Dumnezeu și trimitem cuvântul lui Dumnezeu peste tot. Din Moldova a fost trimis în Belgia, a fost tradusă în limba lor de acolo, la fel în Germania am trimis, Italia și peste tot, am fost sunat din Italia acum. Vor să o tipărească în rusă. Cuvântul lui Dumnezeu merge cu putere, dragii mei frați. Cei care vă doriți să vă implicați, da? Nu mai facem față cerințelor, să știți. Și este un lucru bun, că foarte mulți se implică, dar trebuie să ne implicăm să facem mai multe cărți, mai multe cărți. Deja aștept acum să vină 50.000 de cărți să le putem plăti pe acestea, din lotul de 100. Aproape că sunt ca și date la grupurile care avem să le dăm. Cei care vă doriți să vă implicați în lucrarea lui Dumnezeu, 0,54 de bani costă cartea aceasta, Ultimul apus de soare. Dumnezeu să vă binecuvânt. E o carte scurtă, o carte subțire, care poate intra în casele oamenilor, dar se poate citi repede, iar omul ia de mărturie. Dacă vrea să fie mântuit, își va alege omul. Cine nu vrea, nu este nicio problemă. Va răspunde mai târziu chemării lui Dumnezeu. Așadar, toți acei care vă doriți să lucrați, vă invit să o faceți, că mai este puțin timp. Ultimul apus de soare. Aveți numărul meu de telefon și mă puteți contacta și vă voi spune ceea ce trebuie să faceți ca să facem aceste cărți în număr mai mare. Poate dublăm. Da? Dumnezeu să vă binecuvânte, dragii mei frați. Ce aș vrea să vă mai spun este că timpul trece repede, timpul se grăbește și Domnul se grăbește să se întoarcă să-și ia copiii acasă. Așa de târziu pe pământ, uitați-vă în zare și veți vedea că ceea ce ieri era normal, astăzi deja este anormal. Este anormal. Lucrurile se schimbă din zi în zi, minut în minut. Ieri parcam mașina pe un loc în care era gol, iar acum a trebuit să mă duc repede pentru că m-au sunat. A venit amendă, da. Când s-a dat locul acesta? Lucrurile nu mai sunt normale. Noi spunem că suntem niște oameni normali, raționali. Nu mai e nimic pe pământul acesta. Dacă nu l-ai pe Dumnezeu, ești praf pe pământul acesta. Nu mai există judecată, nu mai există nimic. Suntem într-o lume debusolată, în beznă totală pe pământ. Vai de omul care nu-L are pe Hristos împreună cu El. O, dragii mei frați, trăim niște vremuri. Dacă Domnul ne-ar atinge ochii aceștia și am putea să vedem cu ochii credinței cât de aproape suntem de revenirea Domnului Iisus Hristos, am plânge zi și noapte și am strigat la Dumnezeu să ne întoarcem din toată inima. Dar încă vedem cu ochii aceștia, cu ochelarii aceștia, dar nu vedem timpul în care suntem. S-ar putea ca timpul pe care l-am să fie un timp împrumutat de Dumnezeu să lucrez pentru El și eu n-o fac, să ne trezească Domnul la realitate și să facem lucrarea la care El ne-a chemat. Iubiții mei frați, în seara aceasta, mesajul se va numi O ultimă chemare. O ultimă chemare. Sunt multe chemări pe pământul acesta. Sunt multe lucruri care sar în ochi pe pământul acesta, multe voci care te cheamă. Dar dintre mii și mii de voci,
vocea lui Dumnezeu se face auzită, această voce blândă, acel susur blând pe care omul sincer, temător și căutător de Dumnezeu o recunoaște. Dragii mei frați, Biblia spune că în timp la final Domnul va fi singurul păstor și va fi o turmă și un păstor. Așadar, fiecare dintre noi trebuie să cunoaștem glasul păstorului adevărat. Cunoști tu vocea Domnului Iisus Hristos? Săptămâna trecută, fetița care este din Venezuela, care locuiește la noi aici, ea știe română acum, și a fost prima zi la grădiniță. Și nu prea i-a plăcut. A plâns ea câteva zile înainte că ar fi vrut să nu se ducă. Sau dacă se duce să meargă și mama. Mama nu poate să meargă cu ea. Și până la urmă mama ei a convins-o că trebuie să meargă la grădiniță. Și a mers. I-a pus mama acolo ghiozdănelul, mâncare. Și îmi povesteau părinții, tata îmi spunea, s-a dus la grădiniță să o ia tata acum. Și ea era ultima acolo. Mititic așa, ultima într-un grup de copilași. Și părinții și așteptau copilașii acolo și educatoarea pe lângă ei și cum își vedeau copiii, cum vedeau părinții, alergau la părinților. Ea și-a dat seama că mama ei nu este venită. Și educatoarea a spus, Alejandra, uite, a venit să te ia cineva. Și ea stătea cu capul în pământ acolo. Și deodată tata strigă la ea, Joxie! Când a auzit vocea aceasta, a luat-o la fugă de acolo și a venit și a sărit în brațele tatălui meu. Și a început să plângă un plâns sfâșietor și a spus, tata, dar de ce plângi? Îmi era dor de tine. Dragii mei frați, trăim timpul sfârșitului. Uitați-vă ce înseamnă să cunoști o voce. Cunoaștem noi vocea Domnului Iisus Hristos? Stăm cu Bibliile acestea în mâini. Mulți le fluturăm peste tot, că-L cunoaștem pe Domnul. Îl cunoști pe Domnul Iisus Hristos? Cunoști tu vocea lui Iisus Hristos? Vocea aceea pe care Avram a ascultat-o și a înțeles că este vocea lui Dumnezeu, măcar că era contrar cerințelor lui Dumnezeu să-L aducă pe fiul său ca jertfă. Dar Avram îl cunoștea pe Domnul. Știa că este vocea lui și a plecat împreună cu fiul și cu cei doi robi să-l aducă pe fiul ardere de tot. Dragii mei frați, îl cunoști? Cunoști vocea lui Dumnezeu? Prea multe voci pe pământul acesta, prea mulți dumnezei falși. Vai de omul care nu deosebește dintre mii și mii vocea lui Dumnezeu. O ultimă chemare. Vă invit să deschidem această carte sfântă, să se facă lumină în viețile noastre și în casele noastre, pentru că această carte alungă întunericul. Și vă invit să deschidem cartea aceasta sfântă în Isaia capitolul 21. Isaia capitolul 21, versetul 10 și versetul 11. Pagina 697. Prorocia asupra Dumei. Mi se strigă din Seir. Străjerule, cât mai este din noapte?
străjerule, mai este mult din noapte. Străjerul răspunde, vine dimineața și este tot noapte. Dacă vreți să întrebați, întrebați, întorceți-vă și veniți iarăși. Străjerule, mai este mult. Dragii mei frați, această întrebare de-a lungul anilor, al vremilor care trec, a răsunat în urechile străjerilor adevărați ai lui Dumnezeu. Mai este mult, prea multe lacrimi, prea multă durere, prea mult necas, prea mult dor. Părinți care își îngroapă copiii, copii care își îngroapă părinții, accidente, oameni paralizați, boală, cancer, mai este mult din noapte. Dragii mei frați, îmi pun întrebarea și zic, Doamne, cine sunt oamenii aceia, străjerii aceia care sunt întrebați și care trebuie să dea răspuns celor care pun întrebarea aceasta? Cine sunt? Nu cumva sunt copiii lui Dumnezeu care au fost lăsați pe pământul acesta, nu să treacă pe pământ, ci să lase lumină în urma lor și să răspundă frământărilor celor ce nu-L cunosc pe Dumnezeu și să aducă lumină în viețile lor. Marius, mai este mult, mai este mult din noapte. Nu pot suporta, mai este mult ceea ce se întâmplă pe pământ. Mai este mult. Dragii mei, dacă doar purtăm cartea aceasta în mână, fără să avem o legătură vie cu Dumnezeu, nu vom răspunde nimic. Ne vom face că nu am înțeles întrebarea. Vom lua altă vorbă. Ce să-i spui unui om care își îngroapă copilașul? Mai este mult, omule! Dacă tu nu ai o legătură vie cu Dumnezeu, ce să-i spui? Mai este mult! Frații mei dragi, nu mai este mult. Vine Domnul. Se pare în momentul acesta că întunericul a acoperit țara. Globul, pământul este plin în întuneric. Este beznă totală. Bezna păcatului a pus stăpânire pe inimi, pe minți, pe suflete, pe orice. În familii, peste tot. Măcar că aprindem becurile să se facă lumină. E întuneric. Este întuneric acolo unde nu este Dumnezeu, este bezna păcatului. Mai este mult. Frații mei dragi, Dumnezeu ne cheamă în aceste timpuri târzii să facem lumină, să spunem oamenilor adevărul, că nu mai este mult. Nu mai este mult. Deja se vede linia de sosire. Suntem la marginea Canaanului, trebuie să trecem dincolo Iordanul, e așa de puțin, nu mai este mult. Frații mei dragi, ca și poporul lui Dumnezeu, misiunea noastră este de străjeri. Știți ce face străjerul? Ne place sau nu ne place, străjerul dă alarmă, fraților. Este un om care dă alarma. Alarmist, poate că ziceți alarmist. Da, străjerii sunt alarmiști. Vai de oamenii aceia care vor da alarme false. Sau vai de oamenii aceia care nu vor da nicio alarmă. Iar când mă refer la străjeri, fiecare dintre noi, de la cel mai mic până la cel mai mare, suntem străjeri. Străjeri în casele noastre. Pentru familia noastră, la locul de muncă, în biserica noastră, peste tot între vecinii noștri, suntem străjeri pe care Dumnezeu
ne-a chemat și ne-a oferit misiunea aceasta să trezim la realitate. Dragii mei frați, poporul Advent înseamnă poporul judecății, Laodiceea, poporul judecății. Ce ai vrea să spui lumii? Decât că Domnul este gata să vină, trebuie să ne pregătim. În timp ce dușmanii lui Dumnezeu se apropie de zidurile cetăților, noi ca și străjeri, ce trebuie să facem? Să strigăm cu voce tare, că s-ar putea ca mulți să fie adormit. Mai este o problemă. Străjerii lui Dumnezeu trebuie să dea un sunet clar de trâmbiță. Sunt mai multe sunete. De exemplu, când vreau să cheme poporul, suna într-un fel. Când se afla o primejdie, suna în alt fel. Dar Biblia spune că s-ar putea ca să se dea și tonuri încurcate, sunete încurcate. Se pune întrebarea acum, ce fel de străjer sunt? Sunt un străjer adevărat care dă ton clar sau sunt un străjer care îmi place să mă plimb cu trâmbița în mână, să fiu văzut că sunt cu trâmbița în mână? Doamne, ce vrei să fac? Ce vrei, Doamne, să fac? Care este scopul nostru ca străjeri pe pământul acesta? Care este? Doamne, mă nasc doar ca să mor? Aceasta este viața mea? Doar mă nasc și mor atât? Pentru ce sunt pe pământul acesta? Aș vrea ca fiecare dintre noi să ne cercetăm, să lăsăm ca Duhul Sfânt să lucreze la mintea noastră. Priviți dincolo de cuvintele acestea pe care încerc să le spun și înțelegeți chemarea lui Dumnezeu care transmite mesajul acesta. Nu Marius, că Marius e slab, e un vas slab. Mă nasc doar ca să am de unde muri? Aș vrea să citesc din Spiritul Profetic un paragraf. Mărturii pentru comunitate, pagina 412, spune așa: în lucrarea de slujitori a Evangheliei nu e loc pentru leneși. Foarte interesant. Slujitorii lui Dumnezeu trebuie să dea o deplină dovadă a slujirii lor. Ei nu vor fi oameni trândavi, ci în calitate de tâlcuitori ai cuvântului lui Dumnezeu. Ei își vor întrebuința toată energia pentru a fi credincioși. Ei nu trebuie să înceteze niciodată să fie învățăcei. Ascultați care e rolul nostru. Ei trebuie să-și păstreze sufletul viu, treaz, față de sfințenia lucrării și față de marea răspundere a chemării lor. Pentru ca nu cumva vreodată sau în vreun loc să-i aducă lui Dumnezeu o jertfă schiloadă, un sacrificiu care nu i-a costat nici studiu, nici rugăciune. Domnul are nevoie de bărbați cu o intensă viață spirituală. Fiecare lucrător poate primi ca o înzestrare, putere de sus și poate merge înainte în credință și nădejde pe cărarea pe care îi îndeamnă Dumnezeu să meargă. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în lucrătorul tânăr și consacrat. El este ager, sârguincios, puternic, având în sfatul lui Dumnezeu un izvor nesecat de putere. Care este rolul nostru? Să tâlcuim, să spunem adevărul, oameni buni, să chemăm o ultimă chemare pe oameni la mântuire. Acesta e rolul nostru. Rolul meu nu este m-am născut pe pământul acesta doar ca să fac bani, să mănânc și atâta tot și aștept să mor. Nu. Dumnezeu are un plan cu mine, cu tine și cu noi toți.
Pentru ce trăim pe acest pământ? Ar trebui în această seară să punem întrebările acestea zguduitoare. Pentru ce trăiesc pe acest pământ? S-ar putea ca într-o bună zi, o zi obișnuită, să fie anunțat că trebuie să pleci din această lume. Mergi la medic, un control de rutină. Și mergi cu soția la medic să-ți faci un control și observi că doctorul deodată își schimbă privirea și găsește ceva, dar nu-ți spune nimic ție și tu ai simțit lucrul acesta. La mulți s-a întâmplat lucrul acesta. Și după ce te scoate afară, stă de vorbă cu soția sau cu soțul și spune, uite care e treaba, metastază, mai are puțin. Lăsați-l să mănânce și să bea, că și așa se duce. Dragii mei frați, ești pregătit? Ai făcut tot ceea ce ți-a stat în putință și tot ceea ce Domnul ți-a cerut pentru familia ta, pentru vecinii tăi, pentru biserica ta, sau tu crezi deja că tu ești nemuritor? Te crezi tânăr? Te uiți la cei în vârstă? Ei ar trebui să ducă primii, nu? Dragii mei frați, ne naștem pe rând și plecăm pe sărite. Ai făcut tu tot ce stă în putință pentru lucrarea lui Dumnezeu? Poți să spui tu, ca apostolul Pavel, mi-am sfârșit alergarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea și nu numai mie, ci și tuturor celor ce au iubit venirea Lui. Poți să spui treaba aceasta la final de drum, că ți-ai sfârșit alergarea? Dragul meu frate, poate că alergi bine, poate că ești un campion în alergare, dar depinde încotro alergi. Aș vrea ca în această seară să ne trezim la realitate. S-ar putea ca ținta noastră să fie pusă în altă parte și în loc să alergăm pentru lucrarea lui Dumnezeu, alergăm în altă parte, departe, de fața Domnului, cum alerga Iona. Lași tu lucrurile rezolvate pe pământ? Isaia, capitolul 38, versetul 1 la 5. Aș vrea să discutăm și despre paragraful acesta și să lipim cu ceea ce am studiat mai înainte. Isaia, capitolul 38, este foarte interesant. Pagina 711 spune așa: în vremea aceea Ezechia a fost bolnav pe moarte. Prorocul Isaia, fiul lui Amoț, a venit la el și a zis, așa vorbește Domnul, puneți în rânduială casa, căci vei muri și nu vei mai trăi. Era tânără. Puneți în rânduială casa. Clar mesajul din partea lui Dumnezeu. Vei muri. Ezechia s-a întors cu fața la perete și a vărsat multe lacrimi și a făcut Domnului următoarea rugăciune. Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea ta cu credincioșie și inimă curată și am făcut ce este bine înaintea ta. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. Atunci cuvântul Domnului a vorbit lui Isaia astfel: du-te și spune lui Ezechia, așa vorbește Domnul, Dumnezeul tatălui tău David. Am auzit rugăciunea ta și am văzut lacrimile tale. Iată că voi mai adăuga încă 15 ani la zilele vieții tale. Dragii mei frați, un om curat al lui Dumnezeu, unul dintre puțini împărați, da, care au rămas la ce spune Domnul, și a venit într-o zi mesajul acesta din partea lui Dumnezeu prin Isaia, fiul lui Amoț. Puneți în rânduială tot, da, că vei muri și nu vei mai trăi. Frații mei dragi, nu credeți că și noi ar trebui să ne punem casele și viețile în rânduială? Nu credeți? Este așa de greu
să accepți că tu sau eu ne apropiem cu pași repezi de ziua când ni se va cere suflarea care ne-a fost suflarea de viață înapoi, care ne-a fost dăruită de Dumnezeu. Este așa de greu. Ne purtăm ca și când am fi nemuritori, ca și când am avea 7-10 vieți. Încă mai credem minciunile acelea, poveștile acelea, când eram mici și ni le spuneau la grădiniță. Nu știu câte vieți și nu. O singură viață ai. Este viața ta în mâna lui Dumnezeu? O ultimă chemare. O ultimă chemare. Oameni buni, Dumnezeu va face tot ce îi stă în putință ca tu să fii salvat. Duhul Sfânt va apela la inima ta cu suspine negrăite ca să accepți sângele Domnului Iisus Hristos care te poate curăța de orice păcat. Ferice va fi de omul acela care va asculta de vocea Domnului Iisus și își va preda viața în mâna Lui. Să știți că cine va preda viața Domnului nu o va pierde, ci va fi cel mai câștigat, că doar Domnul știe să ți-o păstreze. Noi nu știm să ne păstrăm viețile noastre. O ultimă chemare. Am ascultat o întâmplare reală despre un om care se numea Salvador. Era un tânăr foarte sărac. Aproape cel mai sărac tânăr din orașul acela din Brazilia. Și la vârsta de 20 și ceva de ani, 20 și câteva luni, s-a căsătorit, sărac așa. Și s-a căsătorit și nu după mult timp, nu-l cunoștea pe Dumnezeu, nu după mult timp soția i-a adus vestea aceasta frumoasă că vor avea un copil. Și s-a bucurat el așa de mult, s-a bucurat un moștenitor. Ce frumos! Dacă ar fi băiat, ce frumos ar fi! Și atunci când soția trebuia să nască, au mers la spitalul acela, era un singur spital în orașul acela mare și el spune că pe holul spitalului a patrula când în stânga, când în dreapta, de nerăbdare și aștepta cu dor ca medicii să iasă afară și spune, măi, ai un fiu, Salvador, nu știa ce are. Și aștepta, și așteptarea aceasta parcă era așa de lungă. Și-ar fi dorit ca imediat să se rezolve și să fie bucuria aceea. Într-un târziu, doctorul a ieșit și l-a felicitat și a spus, Salvador, ai un fiu. Și nu a trecut mult și asistentele au venit cu copilașul în brațe, înfășurat acolo într-un prosop acolo, da? Și l-a dat în brațe. Când l-a văzut Salvador, a luat copilașul în brațe, l-a strâns la pieptul lui și a făcut o promisiune în fața soției, în fața doctorilor, asistentelor și a spus, copilașul meu, fiul meu iubit, îți promit că voi face tot ce-mi stă în putință ca tu să ai de toate. Am fost un om sărac și sunt un om sărac, dar de aici înainte îți promit că nu-ți va lipsi casă, nu va lipsi hăinuțe, nu va lipsi mâncare și voi lupta ca tu să ai ceea ce n-am avut eu. Copilașul era mic, el nu înțelegea nimic. Și spune că din clipa aceea Salvador a început să muncească. Și muncea și zi și noapte, și zi și noapte, zi și noapte, continuu, pentru că vroia să se ține de promisiune ca fiul lui să aibă de toate. Să nu sufere cum a suferit el, să fie un om sărac. Și nu după mulți ani, omul acesta a devenit cel mai bogat om din orașul acela, din Brazilia. A devenit concesionarul auto, un parc mare de mașini care el vindea mașini, cel mai bogat. Casă, mașini, lux. Copilașului nu-i lipsea nimic. Hăinuțe, mâncare, casă. S-a făcut copilul mare, bani la buzunar, mașină. Până într-o zi,
când a auzit vorbindu-se despre copilașul lui, fiul lui care deja acum era mare, că acest copil se aliase cu, întovărășise cu copii care erau departe de Dumnezeu, intrase în lumea drogurilor acum. Poliția vroia să-l prindă de multe ori. Era un om foarte rău, fiul acesta. Viola femeile din orașul acela. Era ca o plagă pentru orașul acela. Și din momentul acela tatăl a stat de vorbă cu el și nu i-a mai dat bani. Fiul și-a luat îmbrăcămintea și a plecat de la casa părintească. Și-a luat chirie în altă parte. Într-o seară, când Salvadori stătea la masă cu soția și cu fetița cea mică, intră fiul în casă, dar Salvador îl vede că era schimbat la față și își dă seama că fiul este drogat. Și tatăl îl poftește pe fiul la masă. Fiule, stai împreună cu noi. Și fiul spune, nu tată, am venit să-mi dai bani. Fiule, dar casa aceasta este casa ta. Tot ce este al meu este al tău. Uite camera unde ai lăsat-o acolo. Stai la masă cu noi. Nu pot să-ți dau bani să-ți cumperi droguri. Te rog, fiule. Și atunci fiul se repede la masă și pune mâna pe un cuțit, își prinde surioara de gât și îi pune cuțitul la gât surioarei mai mici. În momentul acela tatăl strigă, fiule, te rog. Și acest fiu spune, tată, dacă nu-mi dai bani, îți voi omorâ fica. Și tatăl îi spune, măi, fiule, ascultă ce-ți spun. Înainte ca să fie fica mea, este sora ta. Dar își dă seama că nu are cu cine să discute pentru că omul era drogat, până și privirea arăta că ceea ce își pusese în gând urma să facă. Și tatăl spune, bine, bine. Și se face că introduce mâna în buzunar să scoată banii și apoi se repede către mâna aceea care ținea cuțitul la gâtul fetiței. Și are loc în momentul acela o luptă teribilă pentru viață și moarte. Dar în încăierarea aceea, pe jos, pe podeaua aceea, în lupta aceea pentru a prinde cuțitul, acest fiu termină cu cuțitul înfipt în piept. Când își dă seama tatăl că fiul lui zace inconștient cu cuțitul acela înfipt în inimă, imediat cheamă ambulanța, vine ambulanța, vine poliția și toți încearcă ca să-l readucă la viață pe fiu și tatăl imploră, vă rog din toată inima, haide să-l ajutăm. Îl ia ambulanța și îl duce la spital și tatăl în urma lor cu mașina aleargă acolo. Se afla de data aceasta pe același culoar care în urmă cu 21 de ani aștepta ca să se nască acest fiu. Și aștepta de data aceasta ca fiul să fie în viață, ca medicul să iasă și să-i spună, Salvador, o veste bună, fiul tău a fost readus la viață. Dar nu s-a întâmplat. Doctorul a ieșit afară și a spus, îmi pare rău, Salvador, fiul tău e mort. Nu se mai poate face nimic. Dragii mei, poliția a venit imediat și a spus, stai liniștit, Salvador. Fiul tău era o plagă pentru orașul acesta, viola femei, făcea multe rele, bătea bătrânii pe stradă ca să facă rost de bani acum, ca să-și ia droguri și nu e nicio problemă și tu ai acționat foarte bine, da? Ai apărat viața fiicei tale, stai liniștit că legal nu e nicio problemă, dar omul acesta n-a putut să ducă și în momentele acelea când și-a dat seama că din mâna lui, a murit fiul său. Din clipa aceea, acest om a început să bea. Dimineața, seara, continuu, Salvador stătea numai beat. Foarte curând
a pierdut și afacerea aceea, impresa aceea mare, auto cu mașini, cu toate, angajați, tot a pierdut, a pierdut casă și a pierdut soție, a pierdut tot familia. Și timp de 10 ani, Salvador, mergea pe străjile acelui oraș și cerșea bani de băutură, îmbrăcat zdrențeros. Nu se mai bărbierise de 10 ani, părul lung, murdar, dormea prin cimitir, dormea pe străzi, mânca din gunoaie, dormea pe sub poduri. Arăta jalnic, iar lumea trecea pe lângă el și se mirau, nu este acesta Salvador, cel mai bogat om din orașul nostru, săracul, cum a ajuns? Iar mulți îi dădeau bani să-și cumpere mâncare, dar el nu mânca, el își cumpăra băutură ca să-și înnece amarul acesta, durerea aceasta mare, moartea fiului. Într-o zi răcoroasă, într-o seară răcoroasă, spune că omul acesta a văzut ușa bisericii adventiste de ziua șaptea deschisă și a intrat în interior. Și lumea l-au văzut, l-au cunoscut cine este, măi, Salvador, dar el e beat, lăsați-l să stea aici, să se încălzească. Și a stat acolo. Iar când pastorul face apel, cine vrea să-și predea viața Domnului Iisus Hristos, Salvador a ieșit pe culoar, împleticindu-se și venind în față. Nici nu a putut să stea bine în picioare în timpul rugăciunii și lumea spunea, măi, este beat omul. Este beat. Când s-o trezi omul ăsta, n-o să mai vin aici niciodată. Că așa suntem mulți dintre noi, știm să judecăm. Avem pietrele la noi care aruncăm cu ele. Da. Ziua următoare, iarăși, Salvador este venit, ascultă, beat, ascultă prezentarea și inima lui Salvador prinde chemarea mântuirii. Ziua a treia la fel, ziua a patra la fel, dar ziua a cincea se întâmplă ceva. Salvador, frații din adunare se uită după el, mă, dar ce se întâmplă cu omul ăsta că nu a mai venit acum? Unde o fi? Când pastorul face apel, la final, pastorul a făcut apel pentru botez și spune că din mulțime vine un om plângând în față. Nimeni nu știa că acesta era Salvador. Se tunsese, își făcuse baie, își schimbase îmbrăcămintea. Era luminos, stătea în picioare în față. A primit botezul omul acesta, iar astăzi este prezbiter în biserica din care face parte. Dragii mei, cât de jos ai ajuns! Aș vrea să vă dau o veste bună. Iisus Hristos te găsește! Poate că ești terminat, poate că ești distrus, poate că ai luptat toată viața ta fără Iisus. Dar când îi predai viața ta lui, el este capabil să facă lumină în viața ta. Ce frumos! Ce frumos! Ce mare este Dumnezeu! Bunătatea lui, dragii mei frați, se întinde pe pământ ca focul în miriște. Nu simți că inima ta arde și arde de dor după Iisus? Ai avut atâtea probleme, atâtea necazuri, atâtea neajunsuri. Nu vrei tu ca în seara aceasta, cel care l-a chemat pe Salvador și i-a oferit haina de fiu, haina neprihănirii Domnului Iisus Hristos, nu vrei să-ți ofere în dar haina sa nepătată și să ia el haina ta murdară? O ultimă chemare, un ultim apel și totul va deveni istorie. Dragii mei frați, foarte curând ne apropiem de ultima chemare a lui Dumnezeu.
Harul se va închide, să știți. Noi trebuie să acceptăm sângele Mântuitorului nostru ca să curețe păcatele noastre. Fără El nu putem ajunge acasă. Chemarea mântuirii, o ultimă chemare, sus pe Golgota, atârnat pe lemn între doi tâlhari, înconjurat de o mare de oameni învățați, o mare de oameni învățați. Domnul Iisus privește zdrobit cum mulțimea îl respinge, oameni învățați, îl respinge în timp ce un criminal, un tâlhar, poate că un salvador, prinde ultima chemare la mântuire. Ce frumos! În timpul acela când Iisus se uită și vede toți oamenii aceia care cunoșteau Scripturile, că nu au nimic pentru El, și îl vede pe unul din tâlhari care îi spune: ai milă și de mine când vei veni în împărăția ta, Doamne. Și Domnul îi făgăduiește: adevărat îți spun azi, vei fi cu mine în rai. Ce frumos! Măi, oameni buni, să vină Salvador, un om care a trăit prin gunoaie, prin mizerie, și fii împărăției care merg cu Biblia în mână, să fie dat la o parte. Mă cutremur, pentru că la cruce acolo erau foarte mulți oameni care cunoșteau adevărul. Și poate că nu dăteau doi bani pe tâlharul acela, dar uite-te că Iisus Hristos nu se uită cine ai fost, ci îți oferă iertare și sângele Lui curăță păcatul acela îngrozitor și dintr-un om murdar omul devine alb, imaculat, pentru că haina lui Iisus Hristos e albă. Aș vrea să mai vă spun o experiență înainte să ne apropiem de încheiere. Această experiență a avut loc în Paraguay, de data aceasta, în Paraguay. Un om, un criminal, și-a pus în gând să omoare pe cineva și l-a omorât. L-a omorât. Iar cel care a fost omorât a lăsat în urma lui un copilaș de 3 ani și o soție condamnată să aibă grijă de el în locul lui. Soția știa cine este cel care i-a ucis soțul, dar pentru că omul acela avea bani, a plătit niște marturi mincinoși să declare că au fost împreună nu știu în ce loc, să aibă un alibi din acesta. Iar martorii aceia, fiind plătiți la proces, au spus toți că au fost împreună și omul acela a fost găsit nevinovat și spune că atunci când a ieșit afară din tribunalul acela, a trecut prin fața femeii acesteia îndoliate și a privit-o în ochi, sfidând-o. Parcă îi spunea: vezi, nu ai ce să-mi faci. Spune că femeia aceasta a plecat acasă, amărâtă, dezgustată de viață, avea un copilaș de crescut, un copilaș de 3 ani. Și spune că a ajuns acasă și a început să spună copilașului: copilașul meu, tu trebuie să răzbuni pe tatăl tău, chiar dacă copilașul nu înțelegea nimic, era mic. Dar femeia aceasta a început să îndoctrineze copilașul acesta, să sădească în inima, în mintea lui, ura aceasta. Spune când copilașul a crescut puțin mai măricel și l-a dus la grădiniță și la școală, când era câte o problemă și copilașii îl mai băteau și venea acasă plângând, femeia nu se implica și spunea: vezi, știi de ce ți se întâmplă treaba aceasta? De ce, mamă? Pentru că tu n-ai tată. Dacă ai fi avut și tu tată, stăteau altfel lucrurile, vezi? Să nu uiți niciodată că tu ești fără tată, pentru că cu tare
ți-a omorât tatăl. Când te vei face mare, tu trebuie ca să-ți răzbun tatăl. Trebuie să-l omor pe omul acesta. Tu pentru aceasta ești. Aceasta trebuie să fie misiunea ta. Și copilul s-a făcut mare. Când era ziua lui, copilașii primeau cadouri. Acest copil nimic. Nimic. Mamă, eu nimic, niciun dulce, nimic. Copilul meu, dacă trăia tatăl tău, vezi, să nu uiți niciodată ce s-a întâmplat. Tu trebuie să răzbuni pe tatăl tău. Iar la vârsta de 18 ani, când copilul acesta era mare, spune că mama i-a cumpărat un pistol. Și i-a spus, uite, trebuie ca să mergi să exersezi. Cum să tragi cu pistolul acesta și cum să faci. Și au mers acolo într-un poligon și 3 ani de zile. Până la vârsta de 21 de ani, femeia aceasta cu fiul ei exersau cum să lovească, cum să nimerească în inimă, să nu fie cunoscut, să nu știe nimeni cum a făcut el cu tatăl tău. Așa trebuie să moară. Omul acesta, criminal, într-o bună zi l-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos. Și când l-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos, viața lui s-a schimbat și din momentele acelea a spus, eu trebuie să primesc botezul. Și a mers la păstor și a stat de vorbă cu pastorul acolo și a spus, vreau să primesc botezul. Și a făcut pregătirea pentru botez, tot examinat, dar spune, înainte să fiu botezat, vreau să mărturisesc ceva. Duhul lui Dumnezeu lucra. Spune, frate, uite, eu l-am omorât pe cutare. Da, eu sunt criminalul. Și pastorul spune, ei, dacă lucrurile stau așa, înainte să fii botezat, mergi și depune mărturie. Mergi la poliție, mergi la procuratură acolo și depune mărturie că tu ai fost omul acela. Mărturisește-ți vina. Și spune că s-a dus omul acesta, dar în Paraguay este o lege. Dacă a trecut mai mult de 15 ani, omul este achitat, nu îi se șterge vina. Și oamenii au spus, măi, sunt atâția ani, au trecut mult mai mulți de 15 ani. Dacă veneai mai din timp, dar n-ai venit. Acum nu avem ce să facem și omul vine la pastor și spune, uite, frate pastor, sunt liber. Și pastorul spune, tot nu poți să fii botezat. Ce trebuie să mai fac? Că doresc din toată inima. Și spune, mergi la soția celui ucis, cereți iertare și mărturisește și ei. Și omul pleacă la soția aceasta și cum îl vede soția, începe să arunce vorbe murdare, urâte. Știam că tu ești criminalul. Ai venit acum să-ți ceri iertare pentru că ai văzut că fiul meu s-a făcut mare, vei plăti. Același preț cu care mi l-ai omorât pe soț și fiul meu va aduce la îndeplinire ceea ce ai făcut tu. Și nu a vrut să-l ierte. Fiul nu era acasă. De acolo a plecat, omul a fost botezat. După mai mult timp, mama îi spune fiului, fiule, a sosit timpul când trebuie să aduci la îndeplinire. Omul acesta trebuie să moară. Acum trebuie să faci în felul următor. Tu trebuie să-l urmărești îndeaproape. Unde merge omul acesta, acolo să fii și tu. Și spune că într-o seară, tânărul pe urmele lui și omul acesta care devenise creștin de ceva timp, a intrat într-un local și tânărul după el s-a așezat undeva în spate să nu fie văzut. Și de acolo a început pastorul să predice. Era în biserică, oameni buni. Și de acolo a început pastorul să predice și să strige, să facă apel, să arate oamenilor că trăim timpul sfârșitului, că Dumnezeu ne iartă pe toți dacă ne mărturisim păcatul. O ultimă chemare care a fost strigată în seara aceea, cine vrea să-și preda viața Domnului Iisus Hristos, care ne așteaptă cu brațele deschise. Și tânărul spune că era tulburat de cuvintele pe care le auzea. Spune că
ar fi vrut să iasă în față și el se făcuse apelul să iasă în față, ba își punea șapca în cap, ba o dătea jos, ba își punea șapca în cap și deodată începând să plângă, iese pe culoar și el în față și se pune în genunchi acolo plângând în hohote. Foarte mulți au ieșit acolo și pastorul a început să se roage pentru cei care își predau viața Domnului Iisus Hristos. În timpul rugăciunii simte cum o mână este pusă pe umărul lui și în momentele acelea, când se termină rugăciunea și își aruncă ochii în spate, observă că în spatele cel care pusese mâna era criminalul care l-o omorâse pe tatăl lui și deodată se ridică în picioare și se depărtează de el, scoate arma din buzunar, vrea să-l ucidă acolo, spune, în noaptea aceasta vei muri aici. Mi-ai omorât tatăl, ești un criminal, trebuie să mori. Omul acela spune, așa este, eu l-am omorât pe tatăl tău. Da, iartă-mă, eu nu l-am cunoscut pe Iisus Hristos, că dacă îl cunoșteam pe Iisus Hristos, eu nu făceam lucrul acesta, lucrarea aceasta. Iartă-mă, iartă-mă. Și omul acesta, tânărul acesta, tremură și plânge cu arma în mână, ațintind-o către pieptul lui. Trebuie să mori, trebuie să mori. A sosit ceasul morții tale. Am rămas orfan de la vârsta de 3 ani. Iar astăzi, aici, vei muri. În timp ce vrea să-l omoare, își dă seama că nu poate face lucrul acesta. Și printre suspine și hoho de plâns, tânărul spune, nu pot să o fac, nu pot să o fac, nu pot, strigă el, pentru că l-am primit și eu pe Domnul Iisus Hristos în viața mea. Nu pot să fac. Dragii mei frați, se întorc oameni răi la Dumnezeu care au omorât oameni. Sunt reale cazurile acestea. Cercetați ceea ce vă spun. Se întorc. Iar cei fii împărăției nici nu vor să audă de Domnul Iisus Hristos. Iar oameni din afară se întorc la Dumnezeu. O ultimă chemare. Dumnezeu cheamă pe păcătos, oferindu-i iertare. Nu este păcat așa de mare în care sângele lui Iisus Hristos să nu-l ierte și să-l curățească. Nu este. Te chem în această seară. Dacă ai auzit chemarea Duhului Sfânt, ultima chemare a lui Dumnezeu și simți că este pentru tine, vino la Domnul. Nu mai sta. Ziua de mâine s-ar putea să fie istorie. Să nu-ți mai aparțină. Dragii mei, în această seară, Tatăl face apel, o ultimă chemare către fiii risipitori care au plecat și au cheltuit sănătatea pe care Dumnezeu le-a oferit-o în dar, care au cheltuit averea pe care Dumnezeu le-a dat-o pe alte lucruri nefolositoare. În această seară Domnul te așteaptă să vii. Poate că simți în momentul acesta cum mâna lui Iisus Hristos s-a atins de tine. Nu vrei să te întorci acasă? Tata te iubește așa de mult. Pentru tine, Fiul lui Dumnezeu, s-a sacrificat ca prin moartea Lui tu să poți să fii salvat. Nu vrei să prinzi mâinile Lui însângerate, mâinile acelea care au rămas marcate de neascultarea ta și neascultarea mea, acele mâini care au șters lacrimile celor care plângeau, care a vindecat și care a oferit alinare. Nu vrei tu să accepți pe Iisus Hristos, să vii la El și să-L primești în viața ta? Nu simți tu că este ultima chemare pe care Dumnezeu o adresează omenirii? Poate că în seara aceasta te-a atins pe tine Duhul Sfânt
Și te cheamă și spune, vino copilul meu. Vă rog să nu vă uitați cine vorbește, mă, vorbește Marius. Nu, prindeți dincolo de mine. Și aș vrea să vedeți cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că noi ne potignim în oameni. Nu trebuie să ne uităm la oameni și să ne uităm la ceea ce spune Dumnezeu prin omul acela. Dragii mei frați, e așa de târziu pe pământ și îmi dau seama că foarte curând chemarea aceasta se va termina. Cine este sfânt să se sfințească și mai departe, iar cine este murdar, pătat și mai departe, să fie pătat. Dumnezeu să ne binecuvânte pe toți în seara aceasta. Iar dacă cineva simte vocea lui Dumnezeu care îi spune e timpul să te apropii de El, caută-L, vino la mine, vino la Domnul Iisus Hristos. Dragii mei frați, am primit astăzi un telefon de la un frate, soția dânsului este din Biserica Pentecostală. Și am stat de vorbă cu dânsul și mi-a spus, frate Marius, nu mai am liniște, nu mai am somn. El este ortodox, omul. Nu mai am liniște, nu mai am somn. De când am descoperit că sabatul este ziua de odihnă, nu mai am liniște. Vă rog din toată inima, ce aș putea face și eu? Vreau ca familia mea să fie mântuită. Și am spus, dragă frate, ascultă-mă ce spun. Dumnezeu vrea să intre în casa ta. Dumnezeu are un plan cu tine. Iar astăzi, la ora 21:30, omul acesta va începe studii biblice cu mine în seara aceasta. Dumnezeu e mare! Dăm slavă lui Dumnezeu! Sunt oameni care se întorc la Dumnezeu! Sunt oameni care nu L-au cunoscut niciodată și acceptă pe Domnul Iisus Hristos în viața lor. Sunt oameni care nu au știut până acum, dar Dumnezeu arată lucrurile așa de clar și lumina Evangheliei străluncește peste ei și oamenii aceștia își doresc să încheie legământ cu Dumnezeu. Frații mei dragi, este târziu. Aveți numărul meu de telefon. Puteți să mă sunați. Sunați-mă oricând. Cei care vă doriți să facem studii biblice și să ne pregătim pentru cer, sunați-mă. Vom stabili exact programul. Avem încă o familie din Italia, Dumnezeu să-i binecuvânte, un frate italian care este catolic din Roma, care pe Francesco, Dumnezeu să-l binecuvânte, ne vom ruga în seara aceasta pentru el și soția lui Marta, Dumnezeu să-i binecuvânte, oameni scumpi pe care Dumnezeu îi scoate cu braț puternic, pentru că sunt sinceri și caută adevărul. O ultimă chemare, Dumnezeu să facă să auzim glasul Lui și să luăm aminte și să acceptăm chemarea Lui Dumnezeu în viețile noastre. La aceasta să ne ajute Domnul pe toți. Amin. Dragii mei frați, aș vrea să ne rugăm în momentele acestea și aș vrea să vă spun și dumneavoastră pentru cine ne vom ruga în seara aceasta. Așa cum vă spuneam, în Italia îl avem pe fratele Francisco și sora Marta, care își doresc să încheie legământ cu Domnul. Rugați-vă pentru ei, puneți-i pe lista dumneavoastră de rugăciune. De asemenea, am familia aceasta iubită, pe care o iubesc din toată inima, din Franța, pe Ciprian și familia lui, pe soția dânsului, pe copiilor, pe Andreea, Alex și Antonio, să ne rugăm pentru familia aceasta care lucrează pentru Dumnezeu și Dumnezeu să-i binecuvânte. Sunt oamenii lui Dumnezeu. Puneți-i pe lista dumneavoastră. Pe Cătălin, fratele nostru și familia lui. Dumnezeu să binecuvânte și pe Cătălin și pe copiii lui și pe părinți și pe toți. Pe Cornel din Italia și familia lui. Să ne rugăm pentru ei, să rămână tare, ca tinerii aceia care au fost în cuptor și au rămas tari în credința lor.
măcar că au văzut flăcările acelea care umpluseră cuptorul și căldura aceea insuportabilă, au rămas credincioși. Domnul să te binecuvânte, Cornel. Lavinia, probleme de sănătate. O, Doamne, ai grijă și de fata aceasta. Cavalerul Aurica are probleme de sănătate. Este mama fraților care m-au sunat astăzi. Sora este penticostală și fratele este ortodox. Iar la ora 21:30 vom face studii cu dânsii. Are probleme de sănătate. Rugați-vă și pentru ei. Doamna Nuța, care de câteva sabate, 3-4 sabate, vine la adunare. În fiecare sâmbătă vine la adunare. Și ne bucurăm că este împreună cu noi. O soră la 70 de ani. Dumnezeu să o binecuvânte. Ne rugăm și pentru ea. Ca Domnul să aibă milă de ea și să-L accepte pe Domnul și ce hotărârea pe care a luat-o să o ducă la bun sfârșit. Poate că mai sunt frați care vor să ne rugăm pentru ei și poate ne-am uitat. Sunt om, dragii mei frați. Dar ne rugăm pentru toți. Haideți să ne plecăm la rugăciune. Să ne rugăm Domnului. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim din toată inima noastră pentru mesajul care a fost transmis și în seara aceasta. O, Doamne! Vrem să spunem în momentele acestea că Te iubim, Doamne, pentru că Tu, glasul Tău, încă mai strigă și anunță și arată lumii că încă o ultimă chemare este pentru păcătos. Îți mulțumesc, Doamne, pentru vocea Ta, pentru mesajul Tău din seara aceasta, pentru Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, pentru pâinea aceasta care se coboară din cer, Doamne. Îți mulțumesc din tot sufletul meu și fă, Doamne, ca acest mesaj să ajungă dincolo, departe, iar să nu se întoarcă înapoi fără rod, iar rodul să fie pentru Tine în grânarul Tău. Te rog în momentele acestea, Doamne, ca toate casele în care intra mesajul acesta, oamenii să-și dorească să studieze mai mult, să mă sune, Doamne, dacă este voia Ta, și să pot să fac împreună cu ei studii biblice, să ne pregătim cu toții pentru cer. Doamne, nu voi spune niciodată nu, iar timpul meu, care este un timp împrumutat, care e timpul Tău, am hotărât, Doamne, ca să îl predau Ție și să lucrez pentru Tine. Dă-mi putere ca să fac lucrul acesta. În momentele acestea, Doamne, ducem înaintea Ta pe sora Marta și pe Francesco. Te rog din toată inima. Sunt copii sinceri care își doresc din toată inima să încheie legământul cu Tine. Te rog, Doamne, răspunde-le, Doamne, prin cuvânt și fă ca Evanghelia, lumina Evangheliei să strălucească în casa lor. Binecuvântă-i, Doamne, și ajută, Doamne, ca să fie o binecuvântare pentru cei dragi ai lor. Te mai rog și pentru fratele meu, pentru Ciprian și familia, soția lui, pentru copilașii lui, pentru Andreea, Alex și Antonio, Doamne, Te rog din tot sufletul, binecuvântă-i, Doamne, cu sănătate, cu credință, cu putere, pricepere și fă, Doamne, ca în aceste timpuri să vadă dincolo, Doamne, de orizontul acesta și să Te vadă pe Tine că ești gata să vii și împreună cu toții să ne pregătim să ajungem acasă. Binecuvântă-l și pe fratele nostru Cătălin și pe soția dânsului, copilașilor. Binecuvântă-le părinții, binecuvântă toți cei dragi ai lor. Și întărește-i pentru cer, Doamne, sigilează-i, Doamne, cu sigilul Tău și ajută, Doamne, ca la venirea Ta aceste familii să facă parte cu Tine în împărăția Ta. Te rog de asemenea să-l binecuvânți pe fratele nostru, pe Cornel, acest om luptător care merge înainte prin furtună și este o mărturie vie a puterii Tale, Te rog din toată inima, Doamne. Lasă pace în familia lor și Te rog să miști inima soției lui. Binecuvântă-o pe Claudia. Este făcută, Doamne, de Tine. Tu ai plămădit-o, Doamne. Tu ai creat-o, la fel pe fetița lor. De aceea eu cred că Tu poți schimba inima acestei fete. Și ajută-o ca să vadă și ea că băiatul acesta este pe un drum bun și că dacă e cu Tine, totul este bine și să Te accepte și ea în viața ei. Te rog din toată inima, Doamne, ai grijă de ei.
Te mai rog să fii cu Lavinia, care are probleme grave de sănătate. Doamne, știm ce înseamnă lipsa sănătății. Dar ne încredem în tine, care ești marele medic și poți să aduci vindecare. Te rog, ai grijă de Lavinia. Oferă-i alinare. Iar dacă este voia ta să fie vindecată, facă-se, Doamne, voia ta și să fie o minune vie printre noi. Te mai rog pentru sora Aurica Cavalero. Binecuvântă-o cu sănătate, are probleme de sănătate. Binecuvântă, Doamne, și pe copiii dânsei, care în seara aceasta voi începe studii biblice cu ei. Te rog din toată inima, binecuvântă-i și întărește-i în credință și ajută-i să vadă adevărul, iar adevărul să-i facă liberi în Hristos. Binecuvântă-o și pe sora Nuța, care vine la adunare și face zilnic studii. Binecuvântă-o pe femeia aceasta și întărește-o în credință și ajută ca ceea ce și-a propus, Doamne, încheierea legământului cu tine și să devină o creștină adevărată, ca să poată fi în împărăția ta. Ajută-o, Doamne, să ducă la îndeplinire dorința inimii ei. Poate că sunt mulți acum care își doresc să ne rugăm pentru ei. Binecuvântă-i pe toți și pe cei din Germania și toate țările care ne roagă să ne rugăm. Binecuvântă-i, Doamne, pe toți. Întărește-i în credință și ajută-ne, Doamne, împreună cu ei să ne pregătim și noi, pentru că vedem că Tu ești gata să vii. Ajută-ne să ne implicăm puternic în lucrarea Ta, iar multe suflete să fie câștigate pentru cer. Îți mulțumesc încă o dată pentru mesaj, pentru Duhul Tău cel Sfânt și numele Tău, Tată, să fie mărit, al Domnului Iisus Hristos și al Duhului Sfânt, acum și în veci de veci. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânte, dragii mei. Mă bucur că am fost împreună în seara aceasta. Să facă Domnul ca de aici înainte să ne apropiem mai mult de El și cei care încă nu au încheiat legământul cu Domnul să o facă, pentru că este o ultimă chemare pentru fiecare dintre noi. La aceasta să ne ajute Domnul pe toți. Amin. He's Lord, they have in sin chain, a goose like old Golgotha. She, Lord, she only ends the lot. He Lord, she does.